În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Cred că dacă am stat de vorbă chiar în clipele acestea unii cu ceilalți, am recunoaște mai indirect, mai direct, că cea mai mare binecuvântare pentru noi este timpul acesta pe care îl trăim și îl petrecem aici împreună în adunare. Sigur, fiecare cu cuvintele lui, fiecare dintre noi privind la altceva, dar să știți, dragii mei, că cea mai mare binecuvântare pentru fiecare dintre noi, da, este timpul acesta. Și nu putem decât să-i mulțumim Domnului că a pus în noi gândul acesta să venim aici. Pentru că, indiferent de starea inimii mele, indiferent de starea inimii oricăruia dintre dumneavoastră, aici Dumnezeu lucrează. Nu știu cât de pregătiți ați venit dumneavoastră ca să ne deschidem inima la lucrarea Duhului Sfânt în locul acesta. Dar El lucrează împotriva încăpățânării mele, iertați-mă, a dumneavoastră, împotriva planurilor deșarte și, iertați-mă, și împotriva planurilor dumneavoastră deșarte, numai ca noi să rămânem și să înțelegem că trebuie să rămânem cât mai aproape de El. Totuși, înaintea ochilor noștri stă astăzi o Evanghelie care nu prea ne face să ne simțim în largul nostru. Unora dintre noi, probabil că nu ne place nici să auzim, nici să ni se spună că într-o zi viața se va sfârși pe pământul acesta. Unora dintre noi, probabil că nu ne place să ni se spună că foarte mult contează felul în care noi ne trăim viața pe pământul acesta. Și revenind la ideea mea de la început, dragii mei, indiferent de felul în care noi alegem să ne trăim viața pe pământul acesta, fie ea mai bună, fie ea mai puțin bună, dragii mei, această viață într-o zi se va sfârși. În dreptul meu și în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră, într-o zi se va pune punct. O spune și Părintele Iosif. Dacă este ceva sigur pe pământul acesta, este sigur sfârșitul vieților noastre. Evanghelia zilei de azi vine și încearcă să ne pună cumva pe noi în gardă cu privire la momentul acesta. Atunci când va veni Fiul lui Dumnezeu împreună cu Sfinții Îngeri, va ședea pe scaunul lui de judecată și ne va despărți pe unii de ceilalți. Dragii mei, și Evanghelia, cuvintele Scripturii, cuvintele Domnului, încearcă să ne spună că e foarte clar că în ziua judecății, când Domnul nostru Iisus Hristos va fi judecător, va privi la mine, va privi la dumneavoastră și va trage o concluzie. Mă duc în dreapta sau mă duc în stânga? Și să știți, dragii mei, că e foarte riscant
să trăim viața într-un fel, las cum vedea noi cum a fi atunci. Las cum face noi cumva să fie bine atunci. Este extraordinar de riscant să ne trăim viața ceva de genul, las că e bine și așa. Las că merge și așa. Dragii mei, știți care e riscul cel mai mare? O spun cel puțin în dreptul meu. Și poate că și alții dintre frățiile dumneavoastră sunteți aici. Ne-am creat, dragii mei, un cerc, o zonă de confort în care noi am ales să luptăm, să fim atenți doar împotriva păcatelor grosiere, împotriva cărora părintele Iosif s-a ridicat și a strigat că luptă împotriva lor. Am ales să nu consumăm alcool, să nu prea curvim, să nu mai fumăm și mai sunt vreo două, trei și nouă nicomod să nu le facem acestea. Și ne simțim bine să nu le facem acestea. Și aici e zona noastră de confort. Și avem impresia că e destul să nu facem asta, să nu facem nici pe asta și să nu facem nici pe cealaltă. Dragii mei, asta trebuie să fie mai mult de înțeles pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră, că nu-i destul doar atât. Părintele Iosif, dragii mei, nu doar pentru atât a gândit, ci s-a gândit la o luptă generalizată împotriva păcatului, de orice fel, de orice mărime, de orice însemnătate. La ce anume va privi? La ce anume se referă aici în Evanghelie că judecătorul, așa cum se uită păstorul la oile sale, la turma sa și știe că asta e de un fel și locul e la stânga și asta la altă e de un alt fel și locul e la dreapta, la ce anume privește? La ce anume va privi Hristos la mine? La felul în care am pășit venind spre adunare? Poate. La felul în care am venit și am șezut aici pe scaunele acestea? Poate. Dragii mei, dar oare nu va privi la inima mea? Nu va privi la inimile dumneavoastră? Nu va privi la gândurile mele, nu va privi la gândurile dumneavoastră. Căutând la cum au socotit alții o explicație mult mai bună și mai potrivită decât ceea ce încerc eu să vă spun acum pe marginea Evangheliei din ziua de azi, am dat peste un cuvânt în al preasfințitului Bartolomeu Anania. Și spunea domnia sa acolo în explicație, da, se referă la cei lipsiți, la cei închiși, la dezbrăcați, la desculți. Dar spunea preasfințitul Bartolomeu că Domnul Iisus Hristos aici vrea să sublinieze o idee. Era vorba de cei împinși spre marginea societății, care nu mai conta în ochii nimănui. Și în așa fel să fie trăirea noastră, trăirea mea, ca măcar în rugăciune să ne aducem aminte de ei. Și mă gândeam la un moment dat, dragii mei, cum ar fi dacă am reușit așa între noi să facem unii cu alții schimb de inimi? Și să reușesc eu cu inima cuiva sau a mai multora dintre dumneavoastră să pot să văd cu inima dumneavoastră și dumneavoastră să vedeți cu inima mea. Ce am găsit în inimile noastre unii pentru ceilalți? Poate că nu mă gândesc numai soț cu soții,
Poate că nu mă gândesc părinți cu copii. Oricare unii dintre noi, dragii mei, cred că trebuie să venim, măcar de data aceasta, un pic mult mai aproape de noi. Sigur, ne gândim la cei pentru care nu se roagă nimeni. Ne gândim la cei la care din ce în ce mai greu să ajungem, la cei închiși, la cei dezbrăcați, la cei desculți, la cei care n-are nimeni să le dea nici măcar un pahar cu apă. Dar, dragii mei, dacă facem aceasta, dacă le acordăm numai lor atenție și nu suntem atenți cu cei de lângă noi, cum vor sta lucrurile la un moment dat, dragii mei? Și ei au nevoie de atenția noastră, dar și cei mai de aproape ai noștri, cei din casa noastră. Cum îi purtăm pe ei pe brațe de rugăciune? Cum mai sunt rugăciunile noastre, dragii mei? Aș fi vrut să nu vă spun lucrul acesta, dar gândul ăsta nu-mi dă pace. Am fost adunați câțiva seară în casa unor frați de-ai noștri și la sfârșitul întâlnirii noastre ne-am rugat. Și unul dintre micuții din casa fraților noștri a spus în rugăciunea lui: Doamne, binecuvintează-L pe Părintele Claudiu să ridice o biserică mare și frumoasă. Doamne, binecuvintează-ne cu picioare cu care să umblăm în lucrarea Ta. Doamne, binecuvintează-ne cu mâini cu care să muncim în lucrarea Ta. Nu știu când m-am gândit ultima dată că astfel de cuvinte de rugăciune ar trebui să am. Și iertați-mi îndrăzneala, vă întreb pe dumneavoastră ce fel de cuvinte și cu ce fel de cereri stați înaintea Domnului. În drum spre casă mă gândeam că ar fi de preferat asemenea rugăciuni să se împlinească decât ceea ce cer eu atunci când îmi plec genunchii la rugăciune. Și poate că împlinindu-se astfel de cereri simple, sincere și pline de nădejde, atunci când va veni Domnul Iisus și va sta pe scaunul Său de judecată, poate că voi primi un răspuns bun și voi fi invitat să mă duc la dreapta Sa. Mă mai gândeam, dragii mei, tot când am dat peste cuvântul acesta, dacă am reușit să facem schimb de inimi unul cu ceilalți și cum am reușit să ne privim unii pe ceilalți, fiecare având inima altuia în loc de inima mea, dacă inima mea sau inima dumneavoastră ar fi un bulb de floare și l-am pune în pământ, ce fel de floare ar ieși din inima mea? Ce fel de floare ar încolți din bulbul inimilor dumneavoastră, dragii mei? O, de s-ar numi floarea aceea bunătate, sau blândețe, sau îndelungă răbdare, sau dragoste, sau credință. Nu putem să trecem nici peste veștile acestea care vin nu departe de noi, când la o cutremurare de pământ, în câteva locuri din lumea aceasta n-a mai rămas piatră pe piatră. Veștile sunt triste și pe unii dintre noi ne frământă mai mult sau mai puțin. Dar, dragii mei, când ne-am înspăimântat, ca să nu găsesc, să nu folosesc un alt cuvânt, atunci când, indiferent ce cântare am ascultat,
indiferent sub ce formă ne-a fost prezentată Evanghelia zilei sau ne-a vorbit frații în adunare și noi n-am simțit nimic în inimile noastre. În ce stare trebuie să fie ajuns când inima noastră nu mai răspunde la nimic și rămâne rece și rămâne indiferentă și umblarea noastră și vorbirea noastră și trăirea noastră e ca atare. Ni-i greu să-L îngăduim pe cel de lângă noi. Ni-i greu să ne fie drag de cel de lângă noi. Ni-i greu să-L vedem pe aproapele nostru prin ochii lui Hristos, care știți cum ne-a iertat. Ba, v-aș mai întreba ceva, dragii mei. Cunoscând foarte bine felul de trecere, felul de umblare a lui Hristos prin lumea aceasta, în ce momente am alege noi să fim împreună cu El? În ce momente? La înălțare, la botez, la naștere și la înviere, dar am vrea să trecem peste momentul răstignirii. Nu vrem să fim răstigniți. Vrem să ajungem în ceruri, vrem să ajungem la dreapta, dar nu mai vrem să suferim sub nicio formă pe pământul acesta. Ne căutăm noi forme în care să ni se pară ușoare și simple. Și acela va fi și rezultatul. Acela va fi și rezultatul, dragii mei. Că dacă nu ne vom osteni cu genunchii plecați la rugăciune, că dacă nu ne vom osteni să citim Scriptura, dacă nu ne vom osteni să fim prezenți aici, la liturghie, la adunare, la orice prilej, dragii mei, când va veni încercarea, vom fi surprinși că noi nu-i vom face în față. Dragii mei, nu putem să umblăm singuri pe pământul acesta. Nu putem să ajungem în ceruri fără să ne luptăm. Nu putem să ajungem, dragii mei, puternici în Hristos, luându-L ocazional cu noi. Aici, la servici, mă descurc eu, fac cumva. Hristos ar vrea să ne urmeze peste tot. Hristos ar vrea să fie cu noi în fiecare clipă. Și, dragii mei, ne bucurăm de liniște, de pace și de bucurie în casele noastre, doar pentru că e vremea pocăinței pentru fiecare dintre noi. Mergeți acasă, citiți Evanghelia de la Luca și veți găsi acolo la un moment dat un răspuns foarte clar. Citiți toată Evanghelia de la Luca, căci la un moment dat veți găsi de ce. Pentru unii este vremea, acum vremea plânsului, dar pentru noi acum este vremea pocăinței, dragii mei. Să ne deschidem inimile și să luăm cu noi pe Hristos, acum, ca El să ne însoțească de aici înainte, în fiecare clipă a vieții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.